stă cu capul în nori, va pierde ce se întâmplă pe Pământ. Pentru a verifica acest mit, am aruncat și azi un ochi la ce se întâmplă în programele spațiale. Am mai aflat și că vorbim ori mult la telefon și avem un studiu și pentru asta. Sunt Casiana. Sunt Ghi Marțial. Începe Link News. Pandemia a accelerat trecerea de la numerar la plățile digitale, iar băncile sunt nevoite să-și modernizeze sistemele de plăți, potrivit unui nou raport Accenture. Compania estimează că plățile digitale vor ajunge la 7 trilioane de dolari în 2023. Raportul intitulat Playing the Long Game in Payment Modernization se bazează pe un sondaj realizat în rândul la 120 de directori de bănci la nivel global cu privire la transformarea activităților lor de plăți, întrucât băncile fac investiții multianuale pentru a concura cu furnizorii de plăți digitale non-bancare și pentru a respecta noile reglementări. În raport, Accenture estimează că aproape 420 de miliarde de tranzacții în valoare de 7 trilioane de dolari vor trece de la numerar la carduri și plăți digitale până în 2023 și vor crește la 48 de trilioane de dolari până în 2030. Trecerea rapidă la plăți digitale a pus presiune suplimentară pe bănci, 3/4 dintre directorii instituțiilor financiare intervievați, declarând că pandemia a urgentat planurile lor de modernizare a sistemelor de plăți. De duminica, 13 decembrie, încep să circule trenurile pe cei 19 km dintre Gara de Nord și aeroportul Otopeni, iar biletele vor costa în jurul a 8 lei la cei 3 operatori. Dacă între Gara de Nord și aeroport aproape toate trenurile fac 20 de minute, în întors, peste 90% dintre trenuri fac 25 de minute, fără vreo oprire pe traseu. Pe 16 dintre cei 19 km, trenurile parcurg magistrala M700 București-Galați. Legatura directă între Gara de Nord și aeroport va fi asigurată pe relația București-Nord-Mogoșoaia, Aeroportul Internațional Henri Coandă-București și retur de 72 de trenuri, 36 de perechi, operate de 3 companii. Prețurile biletelor sunt de 8,3 lei la CFR Călător, 8,1 lei la Regio Călător și 8 lei la Transferoviar. CFR Călător a anunțat că a cerut reducerea tarifului la 5 lei. Nu se știe când se va întâmpla însă modificarea, așa că prețul va fi de 8,3 lei, cel puțin în primele zile. Comisia Europeană își propune dublarea traficului feroviar de mare viteză. Asta alături de 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic și peste 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero trecute pe lista Comisiei Europene pentru 2030 și parte din planul pentru o mobilitate verde. De asemenea, până în 2035, aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață, iar până în 2050, aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele și vehiculele grele noi vor avea emisii zero, traficul feroviar de marfă se va dubla și Europa va dispune de o rețea de transport multimodală, deplin operațională, pentru un transport sustenabil și inteligent, cu conectivitate de mare viteză. Prototipul cu numărul 8 al SpaceX Starship a explodat ieri, la întoarcerea la baza de lansare. Zborul de test al lui SN8 a durat doar 6 minute și jumătate, iar oficialii companiei consideră misiunea un succes, în ciuda deznodământului. SN8 a decolat, a atins înălțimea prevăzută și odată cu atingerea acesteia și oprirea motoarelor, a început căderea liberă în poziție perfect orizontală. În ultima etapă, prototipul Starship a executat perfect reîntoarcerea la poziția verticală, însă motoarele nu au mai reușit să anuleze viteza de coborâre, mai mare decât ce se anticipase. SN8 a fost distrusă complet de explozie, însă SpaceX a reușit cu această ocazie să obțină informații esențiale. Elon Musk a postat după încheierea testului un scurt test pe Twitter. Mars, here we come, adică Marte, pregătește-te că venim. Dacă nu știați încă, vă spunem noi că programul Starship al lui SpaceX are ca scop final transportul în siguranță al oamenilor și al unei încărcături de 100 de tone la Lună și la Marte. Triage alarms.
18 astronauți, 9 femei și 9 bărbați, care vor lua parte la programul spațial Artemis, ce își propune să ducă oamenii pe lună la mijlocul acestui deceniu. Un program care va marca încă o premieră, o femeie astronaut care va ajunge pe lună. Planurile sunt mult mai mari, stabilirea unei baze permanente lunare numită Gateway după anul 2030 și continuarea explorărilor. Totul va fi posibil însă doar dacă NASA primește finanțarea necesară, iar acest lucru este incert. Misiunea Artemis va debuta la anul cu un mic zbor de test. În 2023, primii astronauți ar trebui să ajungă pe orbita lunară, dar nu vor aseneliza, iar la final de 2024 sau 2025, oamenii ar trebui să calce din nou pe suprafața lunară pentru prima oară după 1972. Comisia Federală pentru Transport din Statele Unite, FTC, alături de 46 de state americane, au lansat acțiuni legale împotriva Facebook. Acuzatorii spun că Facebook și-ar fi utilizat poziția dominantă din piața de social media pentru a-și da la o parte concurenții, iar reclamanții cer spargerea companiei în bucăți. FTC-ul acuză Facebook că ar fi acționat cu o conduită anticoncurențială pentru mulți ani de zile, ceea ce se traduce atât prin achiziția competitorilor care îi amenințau poziția dominantă, cât și prin limitarea accesului altor dezvoltatori. În mod specific, procesul FTC subliniază tranzacțiile prin care compania lui Mark Zuckerberg a cumpărat Instagram și WhatsApp în 2012, respectiv 2014, în contextul în care aceste mutări au fost gândite pentru a anihila concurența. Comisia a anunțat că va cere în tribunal un ordin federal permanent care ar forța gigantul Facebook să se separe de Instagram și WhatsApp sau să ceară aprobare federală înainte de orice altă achiziție. După o primăvară, așa cum nu am mai avut niciodată, era de așteptat să avem și statistici care să arate că în lipsa de contact direct cu oamenii, am stat pe net și am încins telefoanele. Iată deci ce spune ANCOM, adică cea mai bună sursă de date oficiale. Românii au vorbit la telefonul mobil în medie 5 ore și 12 minute pe lună și au dat câte 31 de mesaje SMS, potrivit unui raport al ANCOM. Studiul mai arată că traficul de internet a crescut în prima jumătate a anului cu peste 30%. Și vă mai promitem ceva. Mâine ne distram cu mai multe informații din datele ANCOM, ca să fiți preveniți. App Store și Google Play ajung anul acesta la 130 de miliarde de download-uri, cumulând venituri de 112 miliarde de dolari, cu 25% mai mari decât în 2019. Cu același procent a crescut și timpul petrecut de utilizatori în aplicații. Google Play înregistrează cu 160% mai multe download-uri decât App Store, însă platforma Apple atrage 65% din venituri. După numărul de aplicații descărcate față de 2019, creșterea este de 10%. Jocurile sunt în continuare categoria ce generează cei mai mulți bani. Acestea au atras 0,71 de cenți din fiecare dolar cheltuit anul acesta de utilizatori în cadrul App Store și Google Play. Numai pe Android, timpul petrecut de jucători a depășit pragul de 3,3 trilioane de ore. Vă aduceți aminte, fără îndoială, de simpaticii câini robot Spot și Dash, care au devenit recent angajații lui Ford Motor Company. Hei bine, americanii ar putea să aibă o mică problemă în curând, pentru că Boston Dynamics, producătorul roboților, a fost cumpărată de Hyundai. Tranzacția, cu o valoare de 921 de milioane de dolari, este prima achiziție realizată de Hyundai de la instalarea noului CEO, Chang Yeo-sun, în urmă cu 2 luni. Pentru moment, nu avem informații despre ce se va întâmpla cu rivalii direcți ai lui Hyundai, care folosesc roboții de la Boston Dynamics. Dar vom reveni imediat ce le aflăm. Un aspect deosebit de ciudat este faptul că Boston Dynamics are în desfășurare o serie de proiecte de dezvoltare de tehnică militară cu Departamentul American al Apărării, iar din partea DOD nu a existat nicio reacție. Cum ar veni, sudcoreenii vor lucra acum direct cu armata americană. Cel puțin interesant, nu? Și noi recent apariția lui Chrome 88, programată pentru 19 ianuarie 2021. Ei bine, cu o zi înainte de lansare, Google va impune noi reguli pentru extensiile de Chrome. Astfel, în pagina fiecarei extensii din magazinul oficial trebuie descrise clar politicile de colectare și gestionare a datelor personale, iar de la aceeași dată vor intra în vigoare noi reguli de protejare a intimității utilizatorilor. Printre acestea se regăsesc accesarea doar a datelor care servesc funcțiile extensiei și interzicerea vânzării datelor personale sau folosirea
folosirea acestora pentru targetarea cu reclame. Cu peste un miliard de utilizatori, Chrome este un browser și în același timp o platformă majoră. Chrome Web Store oferă acum peste 250.000 de extensii și teme, iar în fiecare zi înregistrează peste 4 milioane de downloaduri. Schimbările din ianuarie vor afecta atât utilizatorii privați, cât și companiile ce folosesc platforma. Franța vine cu o idee specială pentru a impulsiona tranziția la modele electrice. Autoritățile au decis să acorde un bonus de 1.000 de euro la achiziționarea unei mașini second-hand cu o vechime mai mare de 2 ani, care are o astfel de propulsie. Noul bonus își propune să sprijine actualii proprietari de mașini electrice, care vor putea să schimbe mai ușor mașina în cazul în care doresc să cumpere una nouă. În același timp, măsura vine ca sprijin și pentru persoanele care nu au suficiente fonduri pentru o mașină nouă și care s-ar fi îndreptat spre o mașină second-hand cu motoare termice. E.ON Energy România a finalizat instalarea celor 19 stații de încărcare rapidă a mașinilor electrice din cadrul proiectului european NextE, ultima stație fiind pusă în funcțiune în Lugoj. Rețeaua paneuropeană NextE va include 6 țări diferite, iar 40 de stații de încărcare electrică din totalul de 252 din proiectul NextE vor fi instalate în România. Ele urmează să fie amplasate pe rutele Suceava-Bacău-Călăraș, Constanța-București-Timișoara și Iași-Târgu Mureș-Alba Iulia. Prin această inițiativă, infrastructura de stații de încărcare pentru autovehicule electrice aferentă coridoarelor rutiere strategice europene se va completa cu infrastructura de stații de încărcare pentru autovehicule electrice din România. Divizia Mercedes-Benz Vans a anunțat o investiție de 350 de milioane de euro pentru dezvoltarea arhitecturii Electric Versatility Platform. Conform reprezentanților companiei germane, platforma va debuta pe viitoarea generație a utilitarei e-Sprinter. Oficialii Mercedes-Benz Vans spun că mulțumită noi platforme vor putea oferi mai multe versiuni de caroserie. SUV-ul electric Ford Mustang Mach-E va fi disponibil în România de la sfârșitul anului 2021. Versiunea de bază are un preț de pornire de 49.800 de euro și oferă un motor de 269 de cai putere și o autonomie de 450 de km. Pe piața locală, Mustang Mach-E va fi disponibil într-o gamă variată de motorizări și autonomii, dar și într-o versiune de lansare First Edition, despre care producătorul afirmă că precomenzile au fost deja epuizate. Versiunea de bază Mach-E Rear Wheel Drive este echipată cu un motor electric de 269 de cai putere și 430 de Nm, poziționat pe puntea spate, iar accelerația de la 0 la 100 de km la oră are loc în 6,9 secunde. Bateria are o capacitate de 75,7 kW, iar autonomia este de 450 de km. Mach-E Rear Wheel Drive poate fi achiziționată și într-o variantă cu autonomie extinsă, caz în care motorul are 294 de cai putere, bateria o capacitate de 98,7 kW, iar autonomia oficială este de 600 de km. Jennifer Lopez și-a lansat prima gamă de produse de beauty, iar muza ei a fost chiar mama sa în vârstă de 74 de ani. Artista și-a lansat propria linie de produse de înfrumusețare și este extrem de fericită, după ce a lucrat mai bine de 3 ani la acest proiect. Totuși, nimic nu ar fi putut avea loc dacă nu ar fi fost și mama ei implicat în afacere. Artista spune că sfaturile prețioase din frumusețare pe care le-a primit de la aceasta i-au fost de mare ajutor. Acestea reprezentând fundația brandului său. Dacă vă gândeați că doar unii dintre noi a trebuit să facem singuri anumite treburi, în special în perioada carantinei, se pare că la George Clooney lucrurile stau așa de 25 de ani. Actorul este propriul său frizer pentru că se pricepe. Clooney a menționat că tot procesul durează doar câteva minute și ar fi o pierdere de timp să meargă până la salon pentru ceva care îi ia atât de puțin. Elton John a decis că nu va mai înregistra piese noi și nu va mai lansa niciun album, cel puțin nu prea curând. Cântărețul în vârstă de 73 de ani a explicat că nu este în dispoziția necesară pentru a compune. El are o avere de peste 500 de milioane de dolari, bani strânși de-a lungul unei cariere de peste o jumătate de secol. Acum, artistul se bucură la maximum de viața de familist care i-a fost interzisă atât de mult timp din cauza carierei.
Acestea au fost știrile de azi. Eu sunt Ghi Marțial. Iar eu sunt Casiana și ne revedem mâine. Au revoir! Liga Campionilor și-a desemnat echipele pentru fazele eliminatorii. Meciurile ultimei runde au trecut în plan secund urmare a scandalului de la Paris. Nu ne-a scăpat însă o informație importantă. Dinamo n-a ajuns încă în Champions League. A făcut-o însă Ștefan Radu, aflat și el acum 13 ani în grupul de jucători pentru care Borcea a cerut să li se ofere liniștea pentru a pregăti intrarea în grupe. Fostul internațional român a debutat pentru Lazio, acum la final de carieră. Să trecem însă la actualitate. Sunt Aida și vă prezint Linksport News. Discuțiile pe tema incidentului de marți, declanșat de exprimarea arbitrului Sebastian Colțescu la partida PSG Bașak Şehir, continuă. Până una alta, certe sunt două lucruri. PSG a dispus miercuri cu scorul de 5-1 de formația turcă, iar secundul Pierre Vebău a fost iertat de sancțiunea care a declanșat incidentele. În ceea ce privește brigada românească, nu a fost luată încă nicio decizie. În așteptarea acesteia, am cerut opinia fostului arbitru internațional Porumboiu și am încercat să aflăm cum vede viitorul carierei externe a lui Ovidiu Hațegan și a arbitrilor români după acest incident. Eu nu cred că un pic va fi afectată și poziția lui Hațegan. A făcut parte dintr-o brigadă care cum spun, n-a avut cel mai elegant comportament. Iar el putea să salveze situația. Hațegan, dacă era un pic echilibrat și stăpân pe el și nu fricos, putea să ia decizia care era la îndemână și nu spunea nimeni nimic. Lucrurile curgeau într-o direcție, după părerea mea, cea normală. Și se disputa meciul, nu mai avea niciun fel de miză, că se știa rezultatul de la Manchester cu Leipzig. Deci lucrurile erau cuscă, se transformase jocul mai mult într-o partidă, mă rog, nu atât de care pe care. Dar sigur, nu grav, dar mă rog, acolo, cum să vă spun, lăsăm la o parte orice fel de comentariu. Această luptă împotriva rasismului, mă rog, nu numai FIFA și UEFA, dar trăim într-o lume în care se pune mare accent și nimeni n-are voie să discute, să comenteze sau să pună așa sub o formă sau alta, mai puțin corectă, culoarea pielei unui individ. Ori el, când l-a făcut negru, ăla, dar și tonul ăla, negru, ăla, s-a tradus, să știți, către ăla. El zice, dar uite mă cine, că tu n-ai arbitrat numai fotbalist. Nu te să vezi tu ce fotbalist, de la ce nivel a jucat jucător. Și asta, vă spun, pleacă de la o mentalitate care e atât de bine. Păi da, unul din arbitri români a spus la un jucător și destul de valoros, de la Coman, dacă nu greșesc, marș. Cum să spui tu la un jucător marș? Cine ești tu ca arbitru să-i spui marș? Atitudinea asta care la ei nu sunt educați ei, dar nu sunt educați nici de Comisia Centrală de Arbitri. Cine să-i duce la Comisia Centrală de Arbitri? E o cooperativă din asta care îi stabilește rezultate, îi stabilește campioane. Și de aici pleacă, te duci să asiști la un dineu unde, mă rog, toată lumea este în frac și toată lumea este, cum să spun, la un nivel de înaltă clasă și se întâmplă, da. Credeți că este încă un moment în care, au fost nenumărate momente și nenumărate motive pentru care ar fi trebuit reformat Comisia Centrală de Arbitri, dar da. Credeți că acesta poate să fie un moment în care... Nici vorbă. Haide-mă, lasă-vă, ne mai fac lumea și vorbă, ne iau și pe noi și noi. Români, gata. Și s-a pus capăt. Fostul capitan al Naționalei Italiei, Paolo Rossi, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Campionul mondial din 1982 suferea de o boală incurabilă. Paolo Rossi a câștigat în cariera sa cu echipele de club cam tot ce se putea. Serie A, Cupa Italiei, Cupa Campionilor, Cupa Cupelor și Supercupa Europei. În 1982 a condus naționala către titlul mondial.
Mai mult, a fost unul dintre cei trei jucători din lume care au câștigat trei trofee în cadrul unui campionat mondial. Pe lângă titlul suprem, a obținut gheata de aur pentru titlul de golgheter și balonul de aur, trofeul care recompensează cel mai bun jucător al ediției. În același an a fost recompensat și cu balonul de aur, fiind desemnat fotbalistul numărul 1 al lumii. Despre Paolo Rossi, una dintre legendele fotbalului italian, am vorbit cu fostul selecționer al Naționalei României, Mircea Rădulescu. A fost un nume greu, o vedetă de admirat. Era și frumos, între altele. Frumos, atrăgător, era un jucător care dacă îl vedeai pe stradă sau în alte condiții, nici nu ziceai că e fotbalist, ziceai că e actor de film. Așa prezentabil era, era un tip delicat, era un tip ca și în joc, cu foarte multă subtilitate tot ce făcea, pentru că era foarte inteligent. L-asculta mingea, cum spunem noi fotbaliștii. Și mi-aduc aminte că în pregătirea ambelor meciuri, Mircea Lucescu, care era obsedat de analiza adversarului și a fiecărui jucător în parte, așa să-și explică faptul că noi am reușit. El era un artist în zonele aglomerate din fața porții și el tot timpul găsea soluții în zonele astea aglomerate. Avea un simț al porții extraordinar, lovea mingea cu ambele picioare la fel, înscria goluri din unghiuri diferite și lucrurile astea noi la vremea respectivă trebuia să ținem cont de ele. Cel care a avut succes în anihilarea lui într-o oarecare măsură a fost Gino Iorgulescu. Nu este nicio surpriză faptul că Ronaldo și Messi sunt nominalizați pentru aproape toate premiile. Nu puteau rata nici jucătorul secolului și jucătorul anului, distincții care se vor acorda în cadrul celei de-a 11-a ediție a premiilor Globe Soccer de la Dubai. În cărți, pentru jucătorul secolului mai sunt Salah sau Ronaldinho, în timp ce pentru jucătorul anului printre nominalizați este și Lewandowski. Pentru prima dată în cadrul evenimentului se vor acorda și 4 premii speciale pentru performanțe remarcabile în secolul 21. Astfel se va alege antrenorul secolului, clubul secolului, impresarii secolului și premiul pentru întreaga carieră de fotbalist. Gala va avea loc pe 27 decembrie. Acum a început greul. Naționala de handbal feminin joacă în această seară cu selecționata Croației în grupa principală 2 a europeanului din Danemarca. Adversara României este revelația turneului după ce a terminat grupa pe primul loc cu maximum de puncte. În schimb, tricolorele au făcut pasul în următoarea fază a turneului cu 0 puncte. România și Croația s-au întâlnit ultima dată la Euro 2016 în Suedia. Atunci româncele au câștigat fără probleme. Șansa noastră este să ne gândim la primul meci. Dacă ne gândim la statistici și să facem calcule, nu avem nicio șansă. Următorul meci trebuie să iei toate punctele și de acolo încolo ai șanse. Dacă nu te focusezi pe primul meci, n-ai nicio șansă. Foarte spectaculos sau foarte impresionant, doar că sunt foarte eficiente. Bagă mingea în poartă și se apără foarte agresiv. Eu le știu stilul, Croația, Serbia și Muntenegru sunt foarte, foarte luptătoare, joacă până în ultima secundă și dau maximum la fiecare meci. Sunt Aida, iar acesta a fost Link Sport News de astăzi. Ne revedem mâine, să aveți o seară minunată!